Așa cum spuneam în episodul trecut, temperaturile scăzute din timpul iernii pot să afecteze vița de vie în ceea ce privește mugurii, lemnul anual sau chiar lemnul multianual. Pentru a vedea impactul acestor temperaturi asupra viței de vie, trebuie să mergem în plantație, să prelevăm probe de coarde, anuale. Coardele respective trebuie să le aducem în încăperi, să le ținem 2-3 zile la o temperatură de 18-20 de grade, după care, prin secțiuni în coardă și mugure, vedem dacă gerul a avut efecte asupra vieții de vie. Cu ajutorul unui briceag sau chiar cu o foarfecă, dacă briceagul este mai bine, facem secțiuni transversale în coardă și examinăm secțiunea respectivă. Dacă în secțiune avem o culoare verde, cum este cazul de față, înseamnă că gerul nu a afectat lemnul anual. În continuare, o să facem secțiuni în muguri. Pentru a vedea efectul gerului asupra mugurilor. Dacă în secțiune avem o culoare verde, cum avem în cazul de față, înseamnă că mugurii nu sunt afectați de ger. Dacă am avea o culoare maronie sau neagră, asta înseamnă că mugurii au fost afectați de ger. În cazul în care avem muguri afectați de ger, este foarte important să vedem care porțiune a coardei a fost afectată. Și ca să exemplificăm, mai luăm încă o coardă. Dacă gerul a afectat mugurii de la baza coardei, este foarte grav, pentru că în cazul ăsta riscăm să pierdem rodul pentru anul în curs. Dacă gerul a afectat mugurii din treia mijlocie a coardei, la mijlocul coardei, nu este foarte grav, că oricum noi la tăiere vom îndepărta această porțiune. Deci ne facem probleme doar atunci când gerul afectează mugurii de la baza coardelor, muguri care constituie rodul pentru anul în curs.